plec să-mi scot pantofii Malagamba, care mi-am făcut la comandă. Bă, le, George, ce faci, George? Cu cocotierul. Bă, șmechere, dar ce umbli cu glugă în cap, bă? Ești la tâlhărie, ești ud pe cavai și amar. Bă, lasă-te de obiceiurile astea de pârțuri, bă, că nu ești în Bronx, în America. Trebuie să te răcești. Vai de capul tău. Da, bă, că râde lumea de chinda, glugile jos, bă. Vai șamar. Ce vrei, ciuciule? La pădure cu voi. Bă, așa ceva n-ai văzut, bă. Bă, mâncați așa extraordinar. Înțelegeți? Cu glugă în cap, bă, dar nu știu unde ai văzut așa ceva, bă, cu glugă în cap, în cap. Bă, te doare mintea. Te doare mintea. Am uitat că așa și pe din coace. Ia uitați, plec la Malagamba, să-mi iau păpuce Malagamba. Bă, dar cum să porți tu secolul 21 în oraș, mașină, glugă în cap și din astea? Cum, Dumnezeu, bă, eu nu pot să-mi dau seama, bă. Ăsta vrea să facă și concurs cu mine. Uitați-l, ia că ni. Uitați-l, mă, concurs cu mine. Uite, are și el XMR, ce e aia, nu știu ce e. Înțelegi, ceva tactici din astea. Ceva tactici din astea. Eu mă duc pe zorilor. Mă duc. Nu te teme, nu te teme, țițe. Nu te teme. Tați! Nu ți teme! Hai, de capul meu! Înțelegi? Era să... povestește, mă, era să mă iei Nelson în primire. N-ai cum să porți, bă, glugă în cap, ăștia să crede șmecheri, să crede infractori, să crede mafioți, să crede... Eu n-am văzut mafioți cu glugă în cap. Mafioți am văzut eventual cu... știu eu, cu... pălării din alea, șmechere, de... înțelegi, dar cu glugă în cap eu n-am văzut. Eu am văzut cu glugă în cap, i-am văzut pe ăștia de la intervenții mascați, înțelegi, pe Zoro, l-am văzut și ce mai... ăștia, infractorii de noapte, dar Harry, înțelegeți, cu glugă în cap, nu mai am apă pe parbriz. Bine, domnule, nu vreau să mă enervez. Uitați ce blocuri au făcut ăștia. Am aici vreo 6 apartamente. Stați cu minți. Înțelegeți? Că-s grele este cu mine. Care credeți că... da. Nu vreau ca să vă arăt ce ochelari am la... așa. Asta e ramă de ochelari ciordită din Italia până 2000 și... ni, fugi la troleu. Vezi? Fugă ăștia la troleu. Și după aceea intră... intră pe TikTok și pe YouTube și scrie: fraiere, săracule, mortule de foame. Și ei fuge mâncați așa, la troleu. Ăsta e seama, n-ai cum cu ăștia. Mă duc să-mi scot pantofii, după cum v-am mai repetat încă de 10 ori, să vă intre bine în cap că eu pantofi îmi fac doar la comandă, din piele care se folosește la Louis Vuitton, încălțăminte și mănuși. Da. Acum să vedem cât mă costă, să vedem modelul Malagamba și să-mi cadă bine pe picior. Asta e important. Să mă simt eu bine când calc. Da? Să vezi că pe asta trebuie. Dar aici nu este stradă. Ioi, plânjeța în pumciu. Aoleu, aoleu, că pe aia la altă trebuie să mă duc. Aoleu, bă, dar trebuie să veniți voi glotă de țăști. Uite-te cum fac eu accident acum. Bă, ioi. Loviți-mă! Loviți-mă! Au! Și acum bagă mare Nelson la valoare. Neki ferchiavola. Zanga. Nie! Nie! Au! Au!
Bă, stai, ioi, că sunt pe contrasens, stați așa un pic. Hai. Tarzi din gură. Doamne ajută. Iu, că eu am fost pe contrasens. Era să, Doamne, îți mulțumesc, era să fac accident. Mă, că m-a sunat rumâni, eu zic, ce-i cu ăsta, cu mândul ăsta? Doamne, fer și apără. Am ajuns la încălțăminte, prietenilor, la pantofii mei Malagamba. Îți dai seama? Era o pisică aici, micuță, așa, am vrut să vă arăt. Să vedeți cum se joacă cu un ursuleț. Extraordinar. Imediat vine pantofarul. Bă, să găsești pantofar care lucrează din familie foarte... Uitați-o, pis! Miau! Malagamba! Uitați-i, preții, Malagamba! Andrei? Țințoc? Andrei Țințoc. Aici e firma lui Andrei Țințoc. Uitați-vă, talpă de talpă. Avem aici un NS Nelson Mondialu. După cum vedeți, tele, deci, prietenilor, mor când îi văd. Și mai am aici pregătit să mi se facă 3 perechi de încălțăminte sport. Ia uite modelul ăsta. Bă, știi cum îți spană? Din materialele astea. O pereche materialul ăsta. Îți dai seama când ies pe stradă și încă o pereche, ăla e surpriză. Ăla vi-l arăt în momentul în care o să fie gata. Ce să zic altceva? Țințoc, ce spui? S-a plăcut să lucri la pantof pentru Nelson? A fost o adevărată provocare. Bă, oameni, mi l-au făcut în scurt. Dar știți că am pus clip când asta. Dar fii atent. Bă, zici că e mănușă. Zici că e turnat pe picior. Așa ceva n-ai văzut. Zici că e turnat pe picior. Oricum, la iarnă nu mai am adus să-mi cumpăr cizme că-mi fac la tine. Facem. Serios? Nu mai. Bun. Prietenilor, vă așteptăm aici la Țințoc, unde vă face... ce vreți voi? Deci ce vreți voi după calapotele care le are? De bărbați numai, nu? Numai de bărbați. O să găsiți... Ai site? Ai ceva? Pe Facebook. O să găsiți atelier în... Atelier Andrei Țințoc. Dar oricum o să pun eu link-ul acolo de sub în descriere. Și cu pantofii ăștia mă duc la Loții, croitorul. Băi, fiți atenți! Din familie. De câți ani lucrați în familie? Din 1971. Ați auzit? Din 71. Loții croitorul, v-am spus, în 80 și ceva m-am dus la el să-mi fac costum. Deci numai la oamenii din ăștia. Ăștia cunoște, ăștia știe ce trebuie și cum trebuie și ai toată garanția. Ni, talpă de talpă, tie tata, tie ale, au, înțelegeți? Mă duc să-mi facă... Ce trebuie să-mi facă la... Tivul, la pantofi, la tivul, pantalon. La pantalon, după ăsta. Salută tata Nelson Mondialu. Domnul și îi aștepți pe oameni. Sigur, să vină. Vă pupă tata, bă, cu toată încrederea. Bă, știți că nu vă mint. Nu mă duc la așa. Încă o dată vă spun, așa ceva, bă, eu nu, mie nu-mi vine să cred. Cum încade pe picior că mi-au fost dragi. Eu am avut o pereche de ghete de la Louis Vuitton, le-am aruncat. Și le-am purtat vreo, nu știu, 4 ani de zile. Bine că, nu tătă ziua. Dar mi-au fost dragi de numai. Ca și BMW-ul, mă, că nu s-o defectat. Așa și cu pantofii ăia. Pentru că așa când îi luam în picioare, zici că eram în pat la mine, pe saltea, dormeam pe saltea. Așa mi-au căzut mie acum pantofii ăștia care mi-au făcut băiatul ăsta, Andrei Țințoc. Deci vi-l recomand cu cea mai mare încredere. Vi-l recomand. Mie dragă munca lui. Deci ce-a făcut el, mi-e drag. Înțelegeți? Bun, prietenilor, să vedem acum cum cade pantofii pe costum. E tata avălațu cu... Eu nu știu cum o umbla cu ei. Așa mândreață și frumuseață. Ni? Talpă de talpă, de pteale, Malagamba. Ia uitați. Right.
A? Da? Te-a văzut lob așa ceva în viața lui? A? Ia uite. Malagamba. Eu le-am pus 6 ani să cumpără din așa. Unde? Unde? Eram acolo, mami, acolo singur la... Nu știi, când ai ieșit, ai luat văd din taci! Așa. Du-te-a de aici să-i văd. Du-te-a de aia care umblă hipioță. Da. Morar umblă cu ei, cu din aia. Morar. Da. Ce faci? Iar îmi faci din aia numai cu ciuperci. Fără chiț. A? S-a amețit. Și acum să vedeți când e gata costumul. Pe data de întâi e gata costumul. Ia uitați-vă. Mândreață-mă. Miroasa pchele de pchele. Nu așa. Și... Apa la gândieta ta. Nu? Cât o da lobo pe păpuci? Nu, ea e din Italia și luat. Bine, din Italia. Cât o da pe ei? Eu 450 și ceva. Euro? Ați înțeles? Deci, mergeți aici. Ia uite aici. La Andrei Țințoc. Dă clasă. Dă clasă la Italia. Dă clasă la Italia. Îți face ce pantofi vrei tu. Ce modele vrei tu. Și cu un preț de nu crezi. Un preț de nu crezi. A? Tu ești nevastă de mafiot, de milionar, de gentleman, de gentleman. Înțelegi? N-ai voie să întreb. La mine poate să fie cât e. N-ai voie să întreb. La noi nu se pune problema de preț. Ce pui acolo, gât? Deci... La mine poate să fie oricât, nu există sume care să nu le pot eu adapta în mediul caracteristic mondial. Vă țucă tata, hau!